Acesta este un dispozitiv cu perie creat special pentru curățat damigene. Damigene din sticlă cu litraje 25 de litri, 50 de litri și 54 de litri. El are în componență ca accesorii o cheie de 7-6 care se folosește la desfacerea și strângerea acestor piulițe. Mai are în componență o perie de rezervă și un braț din lemn care înlocuiește acest braț cu perie când este necesar. În cazul în care nu se curăță damigeana cu peria, se înlocuiește cu brațul de lemn care are aceleași găuri, deci aceeași rază de la capăt până la piulița asta și se curăță damigeana. Acest dispozitiv este înscris la OSIM, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, pentru a fi protejat ca brevet de invenție. Punem aproximativ 2 litri de apă la o damigeană de 50 de litri. La 25 de litri trebuie apă mai puțin. E fixată la raza de pentru 50 de litri. Pentru damigeană de 50 de litri. Cu această perie poți să cureți damigeana în orice punct al ei. Unde vezi că nu este curată, poți folosi peria. Putem să mai udăm peria un pic, ca să mai aducem apă în zona de curățat, în zona unde trebuie curățată. Scoatem afară peria, clătim ușor cu cei 2 litri de apă, pe nu s-a curățat damigeana cu peria, se schimbă brațul cu perie, se schimbă brațul de lemn, pentru că lemnul nu zgârie, dar freacă mult mai bine pentru că este solid. Trebuie să desfacem piulițele cu cheița de 7. Cealaltă se desface cu ajutorul unei șurubelnițe, pentru că nu este fixă, pentru a asigura mobilitatea dispozitivului. Și îl folosim tot la 50 de litri, care este la mijloc. Găurile sunt identice. Se poate vedea aici că raza perii cu raza brațului este egală. Dar care damigeană vrem să folosim, la ce dimensiune vrem să folosim? Se folosește doar cheița, pentru că șurubul este fix, se strânge în așa fel încât să rămână un joc, pentru a asigura mobilitatea dispozitivului. Mica ce trebuie folosită șurubelnița. Se introduce la fel ca și peria, brațul de lemn și se aduce la poziția unde avem noi nevoie să curățăm. Avantajul acestui dispozitiv cu perie este că nu este necesară folosirea unei cantități mari de apă, decât foarte puțin, nu se folosește detergent,